Afirmația pentru ziua 52 din programul Vindecarea sufletului de frică și suferință de Deepak Chopra. În spirit, pe primul loc este conștiința. În spirit, pe primul loc este conștiința. În spirit, pe primul loc este conștiința. Aceasta este o afirmație despre conștiință. În termen spiritual, conștiința începe cu sufletul. Ea este conștiință pură, care conține totul, este liniștită, înțeleaptă, nenăscută, mereu aceeași. Dat fiind că suntem cu toții conectați la sursă, fiecare persoană poate dobândi această stare de conștiință. Ea nu este nici în interiorul nostru și nici în exteriorul nostru. Ea este mai presus de orice. Dacă este pe deplin conștientă, o persoană se află la panoul de comandă unde sunt create atât trupul cât și mintea. Nu poți obține imediat conștiința sufletului, dar ea încearcă în permanență să ia legătura cu tine. Prin extinderea conștiinței deschizi canalele de comunicare. Afirmația de astăzi recunoaște că a fi conștient este temelia de la care pornești pentru a face față provocărilor. Sufletul te poate conduce spre acțiune. El nu este doar pasiv, dar e vorba despre o acțiune bazată pe conștiință. O astfel de acțiune este cunoscută în marile tradiții ale înțelepciunii ca acțiune corectă și spontană, care înseamnă răspunsul corect la orice situație ce apare. Ea nu este impulsivă sau guvernată de obișnuință. Toate căile spiritului, indiferent dacă afectează trupul, mintea sau sufletul, își au originea în conștiință. Așa să fie și așa este. Doamne ajută!